probabil va fi și înlocuit. Mihali la balon. Florin Prunea. Doboș. Gâlcă. Din nou Mihali și acum Lupescu. Unul dintre cei trei supraviețuitori din echipa noastră față de formația de început. Ceilalți doi sunt Filipescu. Și Dorinel Munteanu. Au reușit acum gruzinii. Cudinov degajează înalt undeva în tribune. Și jocul practic ne mai poate arăta destul de puține lucruri. Dar nu au trecut nici 35 de minute. Mai sunt aproximativ 12-13 minute încă din această partidă. La scorul de 4-0, parcă pentru rotunjirea lui ar mai fi necesar un gol. Cel puțin, nu-i așa, Dan? Da, sperăm să mai vedem un gol în aceste ultime 10 minute, mai ales că am și avut unele ocazii de a înscrie. Da, prin ieșirea lui Tsahadze, libero a trecut Kudinov, cel de la Nicosia. Doboș câștigă fără probleme. Cosmin Contra pe partea dreaptă. Da, era cât păcii să trecem peste acest eveniment, Dane. Debutul lui Cosmin Contra, numărul 19 pe tricou, el debutează în echipa reprezentativă pe postul de fundaș dreapta, care îți aparține. Iată, se creează în felul acesta o concurență. În afară de Filipescu, a apărut și acest tânăr Cosmin Contra pe postul pe care evoluez de obicei. Da, e după mult timp în care așa am jucat mereu, mai tot timpul. Nu aveai contracandidă? Că nu aveam, cred că Neapuiu avea încredere în mine și de aceea nu vrea să mai cheme. Acum cu accidentarea mea a fost nevoit să introducă alt jucător. Pe Filipescu îl cunosc, că l-am văzut și la Steaua. Pe Contra, sincer să fiu, nu l-am văzut niciodată, e prima oară. Și îi urez succes. Da. Un gest de sportivitate. Contra este un tânăr venit de la Timișoara, de la Politehnica Timișoara, transferat la Dinamo și luat de antrenorul Anghel Iordănescu în turneul de astă iarnă în Qatar și Thailanda, acolo unde o selecționată divizionară a jucat mai multe meciuri interesante. De altfel a și câștigat turneul 4-3 de la Bangkok. Probabil că a dat satisfacție, ca și Filipescu, ca și alți jucători care au fost în acel turneu, astfel încât Puiu Iordănescu l-a rechemat și de data aceasta la lotul reprezentativ. Costel Gâlcă. Mingea îl depășește însă pe Filipescu. Printre partidele interesante care se desfășoară, unele chiar de la această oră sau poate mai târziu, în nocturnă pe cuprinsul continentului european, astăzi aș numi Cehia-Irlanda la Praga, Olanda-Germania la Rotterdam, un meci extraordinar de la ora 9 seara, Norvegia-Spania la Oslo, adversarul nostru de la europene. Spania joacă la Oslo cu Norvegia, Elveția, Țara Galilor, Anglia, Croația la Londra, un meci extraordinar, Ungaria, Austria la Budapesta, Danemarca, Scoția la Copenhaga, Belgia, Rusia la Bruxelles, Slovacia, Bulgaria, iată celălalt adversar sau un alt adversar din grupa noastră de la europene, Bulgaria joacă la Târnava cu Slovacia, Bosnia, Herțegovina, Albania și în fine Irlanda de Nord, Suedia. Meciuri de asemenea amicale. Alături și de cele trei meciuri oficiale pe care le-am numit ceva mai înainte. Din păcate, aș putea spune, din păcate, la noi sezonul de fotbal nu numai că se apropie de sfârșit, dar practic s-a sfârșit, s-a încheiat.
Mai avem un singur eveniment, este cel de sâmbătă de la ora 18, când Stadionul Național din Capitală va găzdui ultimul act al sezonului tradițional, finala Cupei României, partidă în care se vor întâlni Steaua și Gloria Bistrița. Poate că e un pic cam de vreme, ce părere ai, Dan Petrescu, ca un sezon al fotbalului intern să se încheie înainte de 1 mai, dar poate că totodată este și necesar. Da, cred că părerea mea s-a terminat prea repede sezonul. Puteau să mai continue perioade de 2 săptămâni sau chiar 3. Pentru că cred că campionatul nostru este campionatul care s-a terminat cel mai repede în Europa. Cred că da. Și era bine și pentru spectatori și pentru jucători să aibă parte de fotbal acum când timpul permite. Chiar dacă, eu știu, așa mai scurta vacanța celor din țară care vor fi la, în lotul pentru Euro 96. Putem să ne gândim la jucătorii care suntem afară, care nu au deloc vacanță și o să venim direct în pregătiri. Pentru... Practic nu o să aveți nicio zi liberă. Depinde de de țară. Eu, de exemplu, am noroc să am o săptămână de vacanță, pentru că campionatul Angliei se termină pe 5 mai. Aha. După care direct în Austria. După care pe 13, o săptămână am de vacanță, după care 13 se pleacă în Austria. Iar spaniolii noștri? Sabău, ce să vă mai spun, începe, termină campionatul când începe campionatul european. Sabău cu divizia B în serie B în Italia, da. Da, și în Germania se termină foarte târziu, deci și în Belgia și în Franța, deși nu au vacanță aproape deloc unii jucători. Știu, poate că antrenorul Iordănescu a gândit ca grupul selecționabilor din țară să susțină antrenamente și mult mai multe și mai puternice, ca într-un fel să ajungă la nivelul vostru de pregătire. Dar eu cred că ei vor avea vacanță acum după finala Cupei, cei mai mulți fiind jucătorii de la Steaua. Da. Sunt 12 zile de vacanță, după care încep pregătirea. Jucătorii din țară au vacanță și în iarnă, pe care noi nu am avut-o afară. Noi nu am avut nici măcar o zi. Așa este. Dar ce să, dacă cine a gândit-o a gândit așa, eu zic că nu a făcut-o prea bine, pentru că păcat pentru public, spectator, mai ales cu vremea care este acum și se poate juca mai mult fotbal. Da. Este opinia unui internațional, al lui Dan Petrescu. Sigur, există și suficiente alte motivații, dar așa cum ați auzit, este opinia lui Dan Petrescu și trebuie respectată așa cum se cuvine. Nu știu dacă nu chiar are și dreptate în proporție de 100%. Revenind însă la joc, pentru puținele minute, aproximativ 5, care ne mai despart de finalul acestei întâlniri, ați văzut ceva mai devreme un moment pe care Gică Craioveanu l-ar fi putut specula. El a trecut, ca să spunem așa, pe sub un balon pe care ar fi putut poate să-l reia spre poarta adversă. Șut gâlcă acum, însă destul de departe de poarta lui De Vațe. Nu uitați, sâmbătă pe Stadionul Național, finala Cupei României, Steaua Gloria Bistrița. Iată un cadru, publicul părăsind deja în număr destul de mare stadionul, este un cadru din afara stadionului, lumea se îndreaptă spre case, spre televizor, acolo unde vor prinde probabil grație posturilor și canalelor de televiziune care se prind prin cablu, diverse meciuri de fotbal interesante, care se desfășoară, cum spuneam, și în această seară pe continentul european. În vreme ce echipa reprezentativă a țării noastre a susținut, așa cum vedeți, un meci destul de bun de pregătire, dar cu un adversar mult sub cota a ceea ce ne așteptam și a ceea ce ne doream, de altfel, spre a vedea capacitatea de joc a echipei noastre reprezentative, testată cu adevărat în fața unui adversar cât mai puternic. Lucrurile acestea, să recunoaștem, Dane, acum ne apropiem deja de finalul întâlnirii, că nu prea s-a petrecut și că echipa țării noastre a obținut o victorie meritată și cât se poate de normal. A fost o victorie meritată, obținută foarte ușor, mai ușor decât o arată scorul.
putea să fie chiar 7 sau 8-0 până acum la ocaziile pe care le-am avut. Și îmi pare bine, jucătorii noștri au tratat meciul cum așa cum vrea Neapoiul. Serios. Asta înseamnă că o echipă matură care știe ce vrea și sperăm să facem și la europene. Iată, Craioveanu acum o pasă pentru Jlădoiu, pasa este un pic laterală, dar vine acolo Gâlcă și gol! Iată și cel de-al cincelea gol este de asemenea, îmi face semne Dan Petrescu și se bucură totodată. Este o premieră pentru Gâlcă, este primul său gol în echipa reprezentativă, nu? Te bucură. Mă bucură pentru că sunt prieten foarte bun la fel și exact ca Viorel Moldovan este un jucător care a crescut foarte mult în ultimul timp și merită cu prisoțin de acest gol. Deci minutul 87, notăm și noi, cel de-al cincelea gol al echipei noastre, care mai rotunjește într-un fel scorul normal pe tabela de marcaj în fața acestei selecționate a Georgiei. Pasa lui Craioveanu îl găsește din nou pe Vlădoiu, a cărui recentrare a fost excelentă la faza anterioară, să recunoaștem. Acum Filipescu contra, continuă contra, deposedează și degajează în cele din urmă Walter Gucea. Doboș spre Cosmin contra. Încearcă să-l dribleze pe Cihrațe. Centrarea respinsă de același Gucea în afara terenului de joc. În această partidă, 5 goluri marcate de echipa noastră reprezentativă, 3 de către Viorel Moldovan, primele sale goluri marcate pentru echipa reprezentativă. De asemenea, primul gol pentru echipa României marcat de Costel Gâlcă, acum câteva minute, și un debut, cel al lui Cosmin contra, pe flancul drept al apărării tricolor. Suntem după ceasul meu, deja în ultimul minut al acestei partide, cu Jean Vlădoiu care se zbate în continuare. Gică Craioveanu nu reușește însă să treacă de Revișvili. Și nu ne mai rămâne decât să așteptăm fluierul final al arbitrului Athanasios Zachariadis, care a condus în general bine, dar și cu unele mici scăpări, aș putea zice, această partidă. De la Dorinel Munteanu, o pasă care ajunge în cele din urmă prin intermediul unui gruzin la Selimeș, acum Mihali, Doboș, Munteanu, Lupescu, spre Selimeș intervine Kudinov. Apoi din nou Lupescu. Vom arunca de la margine. Pe ce loc va termina Chelsea, campionatul Dan Petrescu? Suntem pe locul 10 și cred că acolo vom termina, pentru că nu avem șansă să ajungem pe nimeni și nimeni nu poate să ne prindă. Locul 10 e un loc bun oricum pentru o echipă. Da, este londoneză. Un loc, este un loc bun pentru medie, că sunt 20 de echipe și toate vor să câștige sau să joace în UEFA. Dar eu zic că putea să fie și mai bun. Bun, mulțumim pentru ajutorul pe care nu l-ai dat în această după-amiază, pentru comentariul la partida Georgia-România. Aici, stimați telespectatori, transmisiunea noastră directă de pe stadionul Steaua i-a sfârșit. România învinge selecționata Georgiei cu scorul de 5-0, la pauză 3-0, 3 goluri marcate de Viorel Moldovan în prima repriză și alte 2 în cea de-a doua repriză înscrise de Lăcătuș și Gâlcă. Următorul meci al echipei reprezentative în ziua de 1 iunie, tot la București, cu selecționata Moldovei. Până atunci, stimați telespectatori, mulțumindu-vă pentru atenție, vă spunem la revedere!